Un întreg oraș, aflat la doar 45 de minute de Havana, a fost îmbrăcat în mozaic. Totul a început acum mai bine de 30 de ani, când José Antonio Rodríguez Fuster, pasionat de această artă, a decis să-și umple casa cu mozaic colorat. Apoi a tapetat-o și pe exterior. De acolo până ca moda să se extindă la casele învecinate, a mai fost doar un pas. Așa încât acum, întreg orășelul e scăldat în culoare. În anii 90, artistul a început să orneze și restul caselor. Acum, peste tot pe unde te uiți, vezi doar mozaic. Totul a fost realizat cu cap, în Fusterlandia, fiecare desen e o referință subtilă la mai mulți artiști europeni. Printre ei, Gaudi, Picasso, chiar și sculptorul nostru, Constantin Brâncuș. Peste 600 de fosile vechi de 10.000 de ani au fost descoperite în Los Angeles. Mamuți, leneși, pisici cu colți uriași și bizoni au ieșit la suprafață pe bulevardul Wilshire în timpul lucrării la extensia linei de metrou. Deși extrem de aglomerat, Los Angeles trebuie acum să aștepte pentru fluidizarea traficului, cel puțin până când fosilele vor fi extrase cu grijă și duse într-un loc sigur. Pe șantier, lumea e în extaz. Ba chiar, arheologii au dat nume interesante fosilelor. Pelvisul unui leneș a primit apelativul de Shakira, iar cea mai mare fosilă, un mamut tânăr, a fost botezat după actrița Hayden Panettiere. Cele peste 600 de fosile vor fi transportate la un laborator în Riverside, unde vor fi analizate și clasificate. La final, Shakira împreună cu restul animalelor vor fi expuse la Muzeul de Istorie Naturală, iar lucrările de extindere a rețelei de metrou în Los Angeles vor fi reluate.